și am plecat unde vă salut și vă pup întâi de toate. E ziua lui Peții, după cum bine știți. Haideți să-i urăm la mulți ani toate cele bune, să se îndeplinească, mă iau emoțiile, să-i se îndeplinească toate dorințele, de fapt să-i dea Dumnezeu putere, fiindcă și sănătate, fiindcă și le îndeplinește el singur la ce ambiție și ce am mai zis-o și o mai zic. Mergem să-i dau cadou de ziua lui, un cadou semnificant, considerabil. Vă dau acum un indiciu. Nu vă filmez de acolo, că nu-i frumos. Dar fiți atenți. Alo. Ciao, Irina. Uite, acum mă duc să-l iau pe băiat și în 15 minute sunt la tine. În cât timp? Cam 15 minute, e ok? 15-20 maxim. Voi vreți să intrați amândoi cu mine? Doar el. Doar el vrea să intre? Da. E cadou, ah, din partea mea, știi, doar el. Gata, mi-aduc aminte. Gata. Bun, bine atunci, sună-mă, te rog, când e la scară el. Sună-i să mă sune când e la scară. Sau, mai dau o dată adresa, mai țin minte. Da, tot cu tine am vorbit sau cu altă fată? Cu mine ai vorbit data trecută, ieri. Dar nu mi-a spus ce mă zice și mi-a explicat Irina. Dacă mi-a explicat Irina, pentru că trebuie să mă strici cum vrei. Și numai ieri am vorbit? Da, ieri mi-ai sunat și mi-ai zis de prietenul tău care... Păi și astăzi n-am vorbit. Astăzi cu cine am vorbit? Ai vorbit și astăzi de seama că ai vorbit cu colega mea. De asta am întrebat dacă vreți să vezi să mă zice. Mai am un colegă și am spus că vreți să vezi unul cu mine și unul cu colega. Nu. Deci cu tine am vorbit. Da, ok, da, cu mine am vorbit. Bun, perfect. O rugăminte. Da. Ai putea să-ți scrii undeva pe tine la mulți ani, Lucian? Da. Aș premia cooperarea asta. Aș mai da o atenție. Păi cu ce, n-am. Un rimel, orice, nu trebuie ceva ce rămâne. Așa, să fie cadou mai frumos. Dacă te rog, că ți-am zis. Pentru cooperare și ăsta... plusez. Bun? Pe mână, ori... Gata, mă gândeam să-mi spun pe frunte, da. Nu, pe frunte, nu, pe mână, pe piept, oriunde, știi, ca să fie mai, nu, mai frumos. Da, e ok, bine. Bun, Irina, ne vedem. Bun, ciao. M-auzi? Ce ai zis? Am spus că ajungeți în 15 minute? Da, la și 20 și 25 maxim suntem acolo. Bine atunci. Bun, ceau. Ceau, pa. Doar el sau intrați amândoi? Nu intrăm amândoi. Că pe mine mă sparge puța. Haideți să luăm pupeții. Nu știe nimic ca peții. Surpriză. Vă dați seama când intrăm acolo și boturile pe flancul întâi. Bună. Pe flancul întâi sunt boturile și pe boturi scrie la mulți ani Lucian. Doamne fe. Eu m-am gândit, bă, ce mi-aș dori eu de ziua mea dacă n-ar fi puța în preajmă. Haide! Amore, ești gata pentru cadou de ziua ta? Da! Vedeți că nu-i Rolls Royce. E Rich Piana, mă. Rich pe Ana. Pe Ana. Mă, nu o să fie pe Ana, că o să fie pe Iulia. Bă, n-am mai putut, m-am simțit vinovat că poate refuz omul, poate ăsta. Am întrebat, vrei? Vrei, Peții? Adică mi-accepti cadou? Da, ți-accept cadou. Bun. Să stau și eu în apartament. Ce? Păi eu sunt în putic. Nu-l las la greu, că poate profită de tot de el și nu se poate. Țin două direcții cu două șervețele. Deci, e deja un moment, nu mai...
Peții, care a fost regula? Mi-a zis dinainte, Ovol, dacă mă servești cu ceva în pahar, eu nu beau. N-o sărut. Nu beau, băi! Nu beau! De la 80% cât am avut baterie, 30% mai am. Vă dați seama cât o scutați. Eu zdruncina fălcile la ea. Nu se poți de la trembolon. Cu un mere de la trembolon, mă, trebuie să încercați. Trebuie să încercați trembolonul acetat, bă, că... Mă, nu te mai satură Dumnezeu, mă. Faci o afacere bună. Cumperi un număr, stai vreo 3 ore cu număr. Vreo 3 ore stai pe un număr. Nu că ești mai bine dacă e numărul decât dacă e ora. Cum peți? Păi cum, mă, eu am stat acolo, zic că să mă duc la un duș dacă vreau. Am zis că da. Eu zic, băiat, te-ai ducat, mi-am spălat de acasă. M-am dus la baie, am pornit un pic apa, am stat un pic pe telefon, urări și alte chestii și de ales. Stai că vă arăt poza. Vă arăt poza ce mi-a trimis-o. Hai să vă povestesc. Toată ziua de ieri. Am ajuns cu peții la fată, știți foarte bine, i-am cerut să scrie la mulți ani peții, nu știu ce, bun. Ne deschide ușa fată, intrăm înăuntru. Zice la peții, zice peții de fapt că merge până la baie. Între timp, ea zice, îmi achizi tu? Am zis, tu are el banii, la, banii la el, îți plătește el după. Eu m-am menit că poate scăpăm și de nu plătim nimica. Deci bine. Ies afară, dă mesaj peții. Hai că asta cere bani. Intru, zic tu, uite-te, am numai euro, ține 50 de euro, dăm restul. Zice, n-am numai 3 lei. Auzi-ți numai, mă, cât de periculoase pot fi bagabontele astea, n-am numai 3 lei. Zic... Dă banii că mă rog să-i schimb până terminați, vin și ți-i plăt. Nu, că mi-e întreg garanție. Uite, lasă banii, lasă mie banii, mergi, schimbi și până una alta, când terminăm, ajungi și tu și îmi dai banii. Zic, mă, hai, că să nu mă țigănezi, să nu ăsta, zic, bun. Fac câțiva pași, stau, mă gândesc, mă uit la bani, aveam 40 de euro. Două ori de 20. Mă întorc înapoi, bat la ușă, buf, deschide, zic, a, de 50 de euro, că uite, cam 40. Zice, no bine, dă-mi. Intru înăuntru să nu închidă ușa după ce îi dau banii, că oricum era peții înăuntru. Dau banii și zice, las că îi dau ăia 50 de euro la prietenul tău când iase. Manevră. Peții nu știa că era la baie. Zicea, bum, bum, ciao, ciao. Închidea ușa și eu trebuia să sparg ușa. Mă băga și la pușcărie pentru 50 de euro. I-am zis, tu, auzi, nu tu ardi cu mie cu tupeuri din astea și... O cunoașu bandit. Fiți foarte atenți când mergeți și când întâmpinați astfel de situații. Adă bani, am zis. Zice, fai, ai, irascibil. O mărs, o deschis cuptorul cu microunde, o scos banii, i-am zis, vezi că mi-ai dat cu raze, UV, cu, nu mai știu cum, nu, mă, cum i-am zis, nu intoxicați. Radiați, vezi că mi-ai dat înapoi radiați. O zis, ia, lasă glumele. Așa am ieșit afară. Mă, cum i-am zis, o zis și peții, dar v-am mai zis. Nu săruți, nu bei. Însă să știți că ăstea, ce pe bani și pe puii mei, părerea mea personală e că, bine, nu toate. Că bagă la greu și știu eu. Dar ăstea e mai puțin probabil să fie nespălate, să fie murdare și cu știu eu ce probleme, decât ălea ce prin cluburi și și-o dau așa, numai de dragul vieții, de să-și trăiască viața, să droghează măr cu unul cu altul după discotecă, pe apartament cât e două zile. Ălea sunt mai împuțite decât ăstea care stau pe cameră și știu eu de pe unde le iei, de pe internet, de pe nu știu unde și... Mergi pe bani. Ascultați ce vă zice lupul.
ăstea mergi la ele, te pune să faci duș, te pune pe alea, le iei în club, le bagi în baie, hai să-ți fac una, bang, între timp îl bagi, eu dai lui ăsta. Ăstea cu prezervativ, ăsta, bineînțeles, dacă insiști, ridici suma, ai un pic de vrăjală, te face și fără. Numai, nu, e pe riscul tău. Da, ideea principală e că, după părerea mea, ăstea sunt mult mai curate, coniorbele cele pe care le plătești sunt mult mai curate decât coniorbele ce le ai din club. Marja trage către coniorbe, scuzați-mă expresia, limbajul, fetele de viață. Alo. Vă pup, nu uitați, Mr. Livian, am făcut o comandă foarte șmecheră, mi-am luat calculator, procesor, placă de bază, placă video, o să vă arăt, o să fac clip, luni mi-ajunge. Urmează un proiect foarte greu, împreună cu Leo Peții. Suntem împreună în acest proiect, multe, mai multe detalii o să revin luni. Vă pup și o zi minunată ca și voi, un weekend minunat și ne vedem mâine cu un alt clip.